Bun găsit, stimați telespectatori! De această dată suntem în comuna Bălești, suntem într-o solă cultivată cu grâu, este cultură mare și îl avem ca invitat în această emisiune pe domnul Cârstea Vasile. Vă spun, bine ne-ați primit aici la dumneavoastră! Bine ați venit! Spuneți-mi, domnul Cârstea, cât de ușor sau greu este în România zilelor noastre ca să cultivi așa ceva pe o suprafață atât de mare, având în vedere și condițiile meteo și nu numai prețul care a explodat la mai toate produsele, la motorină, la carburanți. Cum vă descurcați? Da, aveți dreptate. Începând cu acest an, prețurile au sărit foarte mult, mai ales la ce înseamnă îngrășământul pe care noi trebuie să-l administrăm. Practic s-a triplat. La motorină e o creștere de aproximativ 70% față de aceeași perioadă a anului trecut. Deci una peste alta, cred că devine din ce în ce mai greu ca să putem asigura inputurile și cele necesare înființării și ducerea la bun sfârșit a unei culturi de grâu sau de porumb, pentru că noi asta cultivăm cu precădere în această zonă. Spuneți-mi dacă ați reușit să luați pământ în arendă, dacă oamenii mai optează pentru așa ceva, pentru că se știe, în România foarte mult pământ a rămas pârloagă, lumea nu-l mai lucrează pentru că nu are posibilitatea să o facă, dar pe de altă parte și al da în arendă este foarte greu, pentru că au fost arendași care poate n-au fost atât de serioși cu cei care le-au dat terenul. În zona noastră, oamenii preferă să lucreze atât cât pot în cadrul familiei terenul, iar surplusul pe care au considerat că pot să îl dea în arendă, l-au arendat la diverse societăți. Până în prezent, în Bălești, toți cei care au arendat teren și arendează au fost firme serioase care și-au achitat obligațiile contractuale și nu au fost astfel de probleme. Și sperăm că nici pe viitor nu cred că vor fi probleme legate de plata arendei conform contractului care se încheie cu fiecare arendator în parte. Până să venim aici, să știți că m-am uitat în stânga și în dreapta și am observat că până la urmă grâul dumneavoastră arată cel mai bine. V-aș întreba de ce, este foarte mare, este sănătos sau cel puțin așa pare? Da, până la urmă agricultura nu are secrete. Singurul secret în agricultură e efectuarea muncilor la timp și de calitate, administrarea îngrășămintelor la timp și de asemenea de calitate. Și la grâu, în ultimii ani, a intervenit o problemă necunoscută până la urmă în zona noastră, în sensul că în primăvară este atacat de boli ale aparatului foliar, iar în perioada de coacere de boli ale spicului. Acest lucru ne-a determinat să aplicăm tratamente adecvate pentru cele două tipuri de boală care au apărut în ultimii 10 ani. Eu l-am tratat acum câteva zile pentru bolile aparatului foliar și îl vedeți că arată relativ bine, e verde, e în regulă, așteptăm a doua fază de tratament la apariția spicului pentru obținerea unei recolte bune. Spuneți-mi dacă aveți probleme, că ne-ați zis, cu dăunători, aveți și solă de porumb aici în câmp. Cine vă face cea mai mare problemă? Am înțeles că cioara, porcii mistreți? Da. Acum câtva timp, în această zonă nu au prea fost probleme cu porcii mistreți, dar în celelalte zone ale comunei au fost. După cum bine știți, cu 2-3 ani în urmă, porcii au fost atacați de pesta porcină, lucru care a dus la diminuarea considerabilă a numărului acestora, dar a apărut o altă problemă și vă și spun, e vorba de ciori. Acestea scot porumbul în faza incipientă de răsărire și de creștere. Cadrul legal nu ne lasă să le combatem prin alte mijloace decât prin speriere, ca să spun așa. Și cum le speriați? Da, nu le speriem noi, le speriem cu alte ciori de plastic
ne-au mai informat de la alți fermieri care au avut astfel de probleme și ne-au sugerat să amplasăm, să spun, marionete de, sub forma unor ciori în... înfipte, bineînțeles, legate, pardon, în bețe, da, și am plasate în zonele cu probleme. Eu am încercat lucrul acesta și a dat rezultate. E prima dată când încerc această primăvară și a fost totul în regulă. Deci am salvat cultura de porumb. În condițiile în care în anii trecuți, din suprafața pe care o cultiv, 3-4 hectare erau practic scoase definitiv de zburătoarele în cauză. Cu porcii mistreți, cum procedați? Îi împușcați? Aveți voie? Luați autorizație? Porcii mistreți sunt reglementați tot la fel prin cadrul legal. Asociația Județeană de Vânătoare și Pescuit Sportiv are acțiuni și la noi în zonă de mai mult de alungare a acestora. În această primăvară au fost foarte puține acțiuni, ca să spun așa, ale porcilor, dar au fost semn că și-au revenit probabil. Și AGVPS prin reprezentanții dumnealor au făcut câteva acțiuni de alungare acestora de pe culturile de porumb nou înființate. Am înțeles că dumneavoastră, cei care cultivați pe suprafețe foarte mari, da, aveți o producție sănătoasă, o producție bună, dar ce vă faceți cu cei care nu administrează tratamentele și problemele vin de acolo către dumneavoastră, mai ales atunci când bate vântul, când este la maturitate planta? Da, aici e o problemă, pentru că nu toți înțeleg să folosească ierbicide de calitate și să le administreze atunci când trebuie. Și asta duce la înmulțirea în toamnă a buruienilor care sunt mânate de către vânt și automat și loturile noastre, care sunt foarte bine întreținute, în primăvara următoare sunt din nou infestate. Dar mergem înainte, noi cu ce știm, și aplicăm în fiecare an tehnologia corespunzătoare pentru fiecare tip de cultură în parte. Folosiți și tehnologia aceea de rotație a culturilor, și vă întreb asta pentru că se știe, producătorii agricoli o practică, considerând că este mult mai benefică pentru producție. Da, în zona noastră, ca de altfel în toată România, rotația culturii e oarecum obligatorie, având în vedere specificitățile solului și ale climei, mai ales din zona noastră. În fiecare an, sau cel puțin la 2 ani, noi facem această rotație grâu cu porumb. Nesperiu albină. Da, nesperiu albină, cred că mirosea a parfum, dar o lăsăm să se ducă. Da. Și nu v-am întrebat dacă folosiți aceleași soiuri, dacă ați avut loturi semincere, dacă se mai practică în România. Eu cultiv mai multe soiuri de grâu și porumb pentru a vedea care este mai rentabil, care se pretează cel mai bine până la urmă zonei noastre. Loturi semincere nu mai facem, am făcut în trecut, dar datorită tehnologiei și datorită până la urmă și prețului, oarecum și a lipsei forței de muncă pentru pregătirea ulterioară a seminței după recoltare, pentru că semința după recoltare presupune o muncă asiduă în ceea ce privește pregătirea ei pentru a fi comercializată, am renunțat la lucrul acesta. Producem doar sămânță necesară pentru consumul propriu și specific aici grâul de sămânță ne-l producem noi. De valorificat în nimic sau unde? De valorificat, există o piață destul de largă în zona noastră, sunt destui agenți economici care sunt interesați de produsele noastre, bineînțeles produse de calitate și totodată care pot să fie și asimilate de către consumatorii și în special aici consumatorii fiind animalele, pentru că ceea ce producem se adresează animalelor, iar soiurile pe care le cultivăm noi sunt consumate de către acestea. A fost o iarnă blândă, n-am avut foarte multe zăpadă, adică aproape deloc, dar o primăvară ploioasă. Spuneți-mi dacă e propice sau a fost propice vremea pentru grâu, pentru porumb. Da, după cum
Vedem cu toții, iernile au început să dispară din România, mai ales în zona noastră, adică iernile autentice, cu acest stat de zăpadă consistent, care cândva stătea două, trei luni, două luni, cel puțin, peste culturile de înființate în toamnă. Acest lucru în ultimii 15 ani a început să dispară, practic. Asta îl suplinim cu un semănat mai devreme pentru a intra cultura în iarnă într-un stadiu avansat de creștere, atât că să nu producă pagube în ghețul de peste iarnă. Primăvara a fost în regulă cu calitatea de precipitații câte au fost. Sperăm ca și în luna mai și iunie să avem o calitate suficientă pentru acumularea rezervei de apă, având în vedere că și verile, după cum ați văzut, au început să devină secetoase. V-aș aduce aminte vara anului trecut, când practic din începutul iulie și până în septembrie, cel puțin în zona noastră a comunei Bălești, nu a plouat absolut deloc, dar mai mult decât atât, aș aminti acele temperaturi de plus 40 de grade, practic, care au făcut ca plantele să intre în fenomenul de stres termic, diminuând considerabil producția în toamnă. Anul trecut pentru noi a fost unul din cei mai slabi ani vis-a-vis de cantitatea și de calitatea producției de porumb, pentru că porumbul a fost cel mai afectat, având în vedere că a trecut peste vară. Și e o plantă care trece arșița verii în fiecare an. Și o ultimă întrebare, ați primit și primiți subvenții, depuneți acte, este cumva un ajutor al statului destul de eficace pentru dumneavoastră sau ar mai trebui, e prea puțin? Bineînțeles, subvențiile sunt o gură de oxigen pentru orice fermier din lume, nu numai din Gor sau România. Având în vedere faptul că prețul, după cum spuneam în discuțiile anterioare, în ceea ce privește achiziția îngrășământului, s-au triplat, cred că ar fi necesar ca cuantumul acestei subvenții să crească în viitor, pentru că, după cum vedem, piața se menține pe același nivel, îngreșământul nu a scăzut absolut deloc în ultima perioadă, cel puțin eu asta știu, și dacă va rămâne la aceeași valoare și pentru anii viitori, subvenția va fi foarte mică și neîndăsturătoare pentru a mai fi luat în calcul la realizarea unei culturi. Dacă anii trecuți cu subvenția reușeam să achităm în mare parte îngrășământul, anul acesta practic nici jumătate din aproape 30% din valoarea îngrășământului a fost achitată cu subvenția pe care a fost subvenția primită de la APIA. Eu vă mulțumesc mult că, iată, ne-ați primit aici și probabil o să venim și la vară și la toamnă când se va recolta, pentru că, da, este frumos să vedem că mai sunt producători agricoli care nu lasă pământul nemuncit. Vă doresc mult succes! Mulțumesc și vă aștept! Stăm de vorbă și cu directorul de la APIA Gorj și vă întreb, domnul Traian, cred că cum stau lucrurile aici în Gorj vis-a-vis de subvențiile pe care le acordați producătorilor agricoli de cultură mare? Pentru că dacă la prima vedere credeam noi că sunt puțini, nu e deloc așa, sunt destui și în Gorj. Bună ziua, astăzi și ascultătorilor noștri. Subvențiile se acordă în această perioadă, sunt în perioadă de punere de cereri și fermierii vin spre noi și își pun cererile de subvenție. Subvențiile nu au suferit modificări majore în ultimul timp față de anii trecuți. Este aceea schemă de subvenție. Începând cu 2023, se intră pe o nouă alocare a bugetului european și o să fie niște modificări și schimbări. Deci cum este tot cum a fost și în ultimii ani. Subvențiile care se acordă acum sunt, cum vă spuneam, tot ca și până acum, dar anul acesta a fost o mare influență în costurile inputurilor care s-au mărit de câteva ori.
Și până în acest moment România nu are o schemă de ajutorare pe această problemă. Deja țări vecine nouă, cum ar fi Polonia sau Cehia, deja au asigurat scheme de compensare pentru prețurile mărite la azotat și alte îngrășăminte. Și la noi este în discuție acest lucru, încă nu pot să vă spun nimic acer, dar este în discuție în cadrul Ministerului Agriculturii să se încerce un astfel de ajutor. Se poate spune, stimați telespectatori, că este primul an în care s-au înregistrat și cereri la APIA pentru un ajutor COVID. Nu știu câți au știut despre acest lucru, nu știu cine a intrat în posesia acestui ajutor, dar vom vedea și vom afla lămuriri de la directorul de la APIA. Deci ajutorul COVID nu este la prima acordare, s-a acordat și anul trecut, iar acum se acordă un ajutor COVID pentru sectorul zootehnic, care se vor depune cererile pentru el până pe data de 12 mai. Cine beneficiază? Ce înseamnă el, de fapt? Că prin COVID am trecut cu toții. Deci acest ajutor este pentru sectorul zootehnic. La noi în Gorj vor beneficia posesorii de oi și bovine până la data care erau înregistrați în sistem, la data de 31 ianuarie 2022. Aș vrea să vă mai întreb câți producători agricole avem în județ care au optat să pună pe solele lor grâu și porumb. Pentru că se știe, este o cereală care chiar se consumă și una și alta. Deci foarte mulți agricultori pun pe solele lor grâu și porumb. Sunt principalele culturi mari care se întâlnesc în Gorj. Din totalul hectarului aflat pe subvenție în Gorj, în jur de 15.000 de hectare sunt cultivate cu grâu și porumb. Oamenii optează mereu pentru același lucru sau mai schimbă, rotesc? Fermierii mari fac rotația culturilor, este adevărat, dar micii fermieri tind să facă monocultură, adică, în general, de obicei, cultura porumbului este monocultură pentru mulți. Pentru ce anume se mai primesc subvenții când e vorba de agricultori și dacă toți suntem la acest capitol, să nu neglijăm nici zootehnia? Deci structura de subvenții, aș vrea să spun că este vastă, dar nu toată lumea poate să apeleze la ea. Sunt foarte multe culturi care nu se fac în Gorj. V-aș da câteva exemple. Cultură de cânepă, cultură de soia, cultură de tutun, cultură de sticlă de zahăr, deci, care sunt subvenționate, sunt pe scheme de subvenționare, chiar unele dintre ele foarte bune, dar nu se practică în Gorj, pentru că ne fiind procesatori în zonă, nu fac acest lucru. La noi se merge în general pe culturile de grâu și de porumb, iar pentru sprijin cu plasă se apelează în general la lucernă. După cum vezi și pe aici, pe la noi se vede la Bălești, sunt zone cultivate cu lucernă. Da, am văzut, oamenii pun aici mazăre, este mult porumb, mult grâu, deci ar trebui să avem pâine pe masă, deși se vorbește de o criză fără precedent în istoria din România și nu numai, că tot mapamondul o duce rău. De care se vorbește, este o criză care este globală. După cum spunea și domnul nostru ministru Chieznoiu, România produce în excedent și grâu și porumb și floarea soarelui de câteva ori mai multe ori ca dimensiune față de suprafața care o avem noi. Deci noi nu o să avem o problemă din acest punct de vedere, dar țări numeroase care se bazează pe importuri, care în special importau din fosta, din Rusia și din Ucraina, o să aibă niște probleme foarte și o să ne-aș asigura necesarul pentru populațiile lor. Mai de exemplu Egiptul, de pildă. Sau cum suntem noi cu îngrășămintele, că depindeam de ei, de Ucraina. E adevărat. Deși noi în România avem capacitatea să ne facem și singuri îngrășămintele, din motive tehnice nu au funcționat fabricile îngrășăminte din cauza prețului mare de la gaz, întrucât este un plus foarte intens la consumul de gaz și gazul fiind foarte scump, a fost oprit în această perioadă. Acum au dat drumul la Azomureș și zilele trecute am înțeles. Da, păi era vremea restartului vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la noi în țară. Vreau să le mai spuneți producătorilor agricoli care sunt cele mai mari probleme pe care le întâmpinați vis-a-vis de documentație. Pentru că foarte mulți poate nu știu cu ce trebuie să vină sau de ce vin de atâtea ori. Știți, birocrația asta în ghilimele, să încercați cumva să ne spuneți dacă se eradică în România sau nu. Deci noi încercăm să o reducem cât se poate de mult. Deci în momentul de față, ca să depui cererea rapia, ai nevoie de buletin, un cont bancar valid și o adeverință la primărie cu terenurile care le-ai în posesie. Dacă mi se pare un set de acte minimal care se poate
solicita. La teledetecția asta, ați sesizat și lucruri necurate, să spun așa? Adică zice omul că pune una și pune alta? Se întâmplă ca oamenii să aibă probleme cu culturile care le declară. Spune că pune grâu și pe aia se hotărăște și pune porumb, sau a încurcat în două parcele între ele. Teledetecția este foarte precisă și nu prea iartă erorile. Deși este permis să înlocuiești o cultură mare cu alta, adică dacă poți să înlocuiești oarecum și să explici grâul cu porumbul, alte erori nu sunt permise. Adică, de pildă, nu poți să spui că ai pus grâu și să găsim lucernă, să vă dau un exemplu. Mergeți des în control? Da. Există un eșantion de control care este în general în jur de 5% din totalul cererilor, plus diverse controle care se efectuează în urma unor sesizări sau în urma cererii unor alte instituții. Și prin urmare, da, mergem destul de des în control. Și ultima întrebare, atunci când mergeți dumneavoastră la București, la mai mari țări, țineți cont și de doleanțele producătorilor agricoli, că sunteți așa prima mână, unde vin și se plâng sau spun că am auzit, s-a scumpit carburantul, utilajele, iar e greu să faci rost de ele, se defectează repede, îngrășămintele, deci sunt foarte mulți bani care intră într-o cultură pe care o poate calamita o ploaie sau soarele. Deci agricultura este... Loterie. Un pic de loterie, se poate spune. Poți să ai diverse calamități care pot să distrugă cultura și în afară de asta bagi banii la începutul activității și scoți după 6-8 luni de zile. Deci nu este o activitate ușoară și mulți oameni au avut probleme cu finanțarea pe parcursul timpului în această activitate. Noi încercăm tot timpul să îmbunătățim acest lucru, în special Ministerul Agriculturii, prin proiectele și programele care le desfășoară, sprijină agricultorii. Acum, ce înseamnă agricultorii pe care dorim să-i sprijinim? Există un fel de definiție ce ar fi un agricultor. Adică s-ar preta fermele să aibă un pic mai mari suprafețele, să cultive mai organizat, adică nu parcele de 2-3 mii de metri pătrați cu grâu și cu porumb, pentru că nu sunt cu adevărat eficiente economic. Trebuie să fie sole mari, cum vedeți pe aceasta unde ne aflăm acum, o solă de 14 hectare, în care se poate cultiva și recolta într-un mod mecanizat, adecvat, care va duce la crearea de plus valoare și de profit pentru respectivul fermier. Și o ultimă întrebare, domnul director, ce le recomandați producătorilor agricoli, fermierilor și poate țin să menționez și eu că arendarea și darea pământului se face tot mai greu și le-ar fi ușor să primească subvenții? Deci, în privința arendării, sunt în momentul de față în discuție la București o modificare a legii arenzii, în sensul de a veni în sprijinul producătorilor, pentru că sunt numeroase probleme. Una dintre ele este arendarea pe termen scurt, adică se va scoate această noțiune, cred, într-un viitor apropiat, adică arendare pe un an de zile, doi ani de zile, nu este economic corectă, plus că sunt scheme de finanțare care implică arendarea pe cel puțin 5-10 ani de zile pentru a putea aplica o schemă corectă de finanțare. Avem aceste subvenții care se desfășoară prin angajamente, care se fac pe perioada de timp. Și dacă pierzi arenda asupra unei suprafețe, perioada angajamentului, s-ar putea să dai toți banii înapoi care ți-a dat apea pe acel angajament. Și este foarte neplăcut și complicat acest lucru. Deci legea arenzii se dorește a fi schimbată în acest moment. Cred că până la sfârșitul acestui an vom avea o nouă formă a acestei legi. Eu vă mulțumesc mult pentru tot ajutorul pe care îl dați producătorilor agricoli, fermierilor de aici din Gorj și vă doresc mult succes în activitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost în aceste minute alături de noi și vă dau o nouă întâlnire data viitoare, poate la un alt fermier, la un legumicultor, poate un crescător de animale sau un floricultor. Până atunci, toate cele bune!